mai albaștri juni din lume, britanicii de la Blue, ne-au vizitat țara în urmă cu câteva zile pentru a susține un concert într-un club de lângă Ploiești. Cu ocazia asta, noi am reușit să ne alegem cu un scurt interviu în exclusivitate, filmat tocmai la aeroport. Am vorbit cu băieții despre participarea la Eurovision, despre colaborarea cu Elton John și despre ședința foto incendiară făcută pentru revista comunității gay Attitude. Detalii picante, chiar acum! Și reporterul nostru s-a apropiat de ei cu căldura specific românească. Britanicii l-au primit cu binecunoscuta lor răceală. Mai mult decât atât, artiștii erau și indispuși. Guys, welcome to Romania. How was your flight? Yeah, it was good. Yeah, it was why not good? Not good for stressful. I haven't got my bag. Why? They've lost my bag, so I'm not happy. Numărându-i în gând, am observat că Duncan lipsește. Cel mai cunoscut membru al trupei urma să ajungă în România tocmai din Los Angeles. Dar chiar dacă formația nu era completă, tot am vrut să aflăm cum au cunoscut băieții succesul. Bine, noi știm că în urma colaborării cu Elton John, dar vrem detalii! He actually took us to heights that we never imagined could happen for us, and you know, like I say, we're grateful for it, and now we're here in Romania because of it. Așa cum au pățit și alții după ce li s-a urcat faima la cap, membrii Blue s-au despărțit, țintind fiecare câte o carieră pe cont propriu. Asta se întâmpla în 2006, dar nu le-a mers. Așa că în 2010 au refăcut trupa și au concurat la Eurovision pentru Anglia. Blue era considerată trupa favorită la câștigarea concursului Eurovision din acest an. Însă cum socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, britanicii au terminat concursul abia pe locul 14. To be there on the stage, it was amazing and we just loved it. It was fantastic. Băieții au fost dispuși să facă multe pentru a câștiga concursul, chiar și să renunțe la hainele de pe ei pentru o ședință foto realizată de revista britanică dedicată comunității gay Attitude. Vor fi avut oare rețineri atunci când a venit vorba să rămână în costume de Adam? Oh, no, I love getting naked, man. Especially for girls. Iar dacă tot a venit vorba despre fete, fiind ferm convinși că băieții primesc din partea domnișoarelor zeci de oferte fierbinți în fiecare seară, i-am întrebat cum stau la capitolul ăsta. If we tell you our secrets, it's going to go on TV, isn't it? Yeah, so no, we just keep quiet. A gentleman never talks about his sex. A real gentleman, ce să zicem? În final, pentru că tot aminteam de reuniunea trupei, vă mai putem spune că băieții plănuiesc și un nou album. Yeah, we're recording it at the moment and it's all good. And you know, today, tomorrow is my birthday, so I'm going to enjoy myself in Romania. Thank you.